Sunt super, super, super entuziasmată pentru că astăzi am primit o surpriză. Nu m-am așteptat să primesc tocmai această surpriză. Azi dimineața am primit un mesaj de la un curier cum că mi-aduce un colet cu ramburs 0 lei. Am primit un colet de la Lenor, de la campania de testare gratuită. Am primit niște produse pentru testat gratis, cu condiția ca eu să fac o recenzie după ce le voi testa, să-mi spun părerea, dacă mi-au plăcut, dacă nu mi-au plăcut, dacă din punctul meu de vedere sunt bune sau rele, de calitate sau proaste, vedem după testare, dar sunt fericită, după cum vă spuneam, pentru că nu mă așteptam tocmai eu să fiu aleasă să vă prezint aceste produse și să le testez. Dar înainte de a le testa, bineînțeles că va trebui să deschidem coletul, îl deschidem împreună și înainte de a spune recenzii despre ele, evident, trebuie să le testez. Așa că în perioada următoare am aici un colet cu bunătățuri pe care le voi testa și, bineînțeles, voi reveni să vă spun părerea mea. Dacă încă nu v-ați abonat canalului, poți să o faci acum, să dai un like acestui videoclip și urmăriți în continuare ce am să vă arăt. După cum v-am spus, sunt foarte fericită pentru că nu mă așteptam să fiu aleasă pentru a testa aceste produse. Am primit un mail să-mi confirm dacă vreau locul în participare, să confirm dacă vreau coletul pentru a-l primi acasă. Bineînțeles, am confirmat, sunt foarte curioasă de produse. Eu știu de această marcă Lenor, evident toată lumea știm, dar n-am folosit niciodată detergentul de la ei. Știu deja ce am primit pentru că am văzut pe cutie, am văzut și în mail ce scria că primesc. Ideea este că sunt foarte curioasă de cum se vor comporta. Haideți să vă arăt și vouă ceea ce am primit. Am uitat să vă spun, eu astăzi împlinesc o lună de YouTube, adică în 6 mai am postat primul meu videoclip și puteți să mergeți să le vedeți din urmă. Iar astăzi este 6 iunie, este după masă, este 6 iunie, exact o lună după ce am început eu să postez pe YouTube. Bineînțeles că sunt foarte fericită că am avut ocazia să primesc această surpriză și cred că se vede pe fața mea cât sunt de bucuroasă. Haideți să nu mai lungim vorba, să vedem ce este înăuntru și să vedem cum se prezintă produsele. Să tai pe aici coletul. Vine într-o cutie din aceasta ambalat, campania Bastor, o factură de 0 lei, bineînțeles, n-am plătit chiar nici transportul. Scuzați zgomotul, dar vreau neapărat să-l deschid aici împreună cu voi. Așa arată. Vedeți că arată că am primit o cutie cu capsule 15, o altă cutie cu capsule și asta este detergent și balsam, două bidonașe. Haideți să vedem dacă este într-adevăr acest lucru înăuntru. Oh! Este foarte, foarte bine ambalat. Avem un pliant cu această campanie, îl vom citi după. Wow! Avem niște mostre din aceste capsule. 3 în 1. Se pare că este 3 în 1. Aceste mostre sunt pentru a le face cadou prietenilor. Avem așa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mostre din acestea care conțin o capsulă fiecare. Bun, mai departe, pliante. Avem o cutie din acestea de 15 capsule. Nu am folosit, după cum v-am spus, detergent de la ei niciodată, de la Lenor. Sunt foarte, foarte curioasă cum sunt. Haideți să-l și desigilăm să vedem cum miroase. Zice că este prospețime de primăvară. Se potrivește pentru primăvară. Este bine sigilat. Deci capacul este capsat foarte, foarte bine. Ce drăguț! Așa arată o capsulă. Și într-o capsulă din acestea avem tot ce ne trebuie pentru o spălare. Abia aștept să pun la spălat astăzi după ce desfac tot coletul, o să-l pun la spălat. Miroase foarte bine.
Exact, a primăvară. Deci chiar miroase bine, sunt încântată. Dacă vor mirosi atât de bine și hainele după, va fi perfect. Iar cu acest detergent împreună am primit la set un balsam, tot din aceeași gamă, un balsam tot din acesta albastru. Haideți să-l desfac și pe el. Da, miroase a balsam. Sunt foarte curioasă să le încep. Vreau să le testez în mai multe moduri. Acum nu știu care va fi cea mai bună alegere pentru haine, dar vreau să testez capsula fără să pun balsam, fără să pun nimic, pentru că este 3-in-1, deci o capsulă din aceasta conține balsam, dar vreau să testez una din aceasta cum spală, după care vreau să le testez împreună, să vedem care este diferența, cum este mai bine să le combin și vom vedea evident după câteva spălări. Mai departe am primit încă o cutie din aceasta de detergent, tot de 15 capsule. Este cu alt miros. Haideți să vedem cu... A, este pentru rufe colorate. Super! Și conține orhidee, miros de orhidee. Foarte, foarte interesant. Hai să-l vedem și pe acesta. Evident, este și acesta foarte bine capsat, să nu poată copiii să-l deschidă. Are un miros mai subtil, parcă, decât celălalt, dar un miros destul de frumos, dulceag, aș spune. Iar o capsulă arată la fel ca cealaltă, doar că conține alte ingrediente. După cum v-am spus, acesta este pentru rufe colorate, celălalt este pentru rufe universale. Acum văd că mi-am asortat unghiile cu lenorul acesta albastru. Cred că pe acesta îl voi încerca primul, pentru că n-am mai simțit mirosul acesta niciunde, la nici un detergent, dar sunt foarte curioasă să văd cum lasă mirosul de după uscare hainelor. Cum se simte. Până acum vă pot spune că se simte minunat, îmi place mai mult momentan mirosul acestuia, dar bineînțeles că le vom testa pe toate. Am primit și balsamul de la această gamă, deci din nou mi-au trimis un set întreg. Balsamul este tot cu orhidee, prospețimea orhideei aurii. Hai să-l desfacem. Miroase extraordinar de bine. Deci balsamul ăsta niciodată nu l-am cumpărat din magazin, pentru că nu... N-am știut exact dacă e ok, dacă nu. Dar balsamul ăsta îl voi folosi cu prima ocazie, după care voi încerca și acest set. Ei mi-au spus în mail că pe lângă aceste seturi pe care mi le-au trimis, mi-au pus și o mică surpriză, deci haideți să vă arăt și ce surpriză am primit. Iar cutia este goală. Este un prosop din acesta de mâini, de față, de mâini, evident că de la Lenor, nici nu se putea altfel. Este destul de catifelat și sunt curioasă și de acesta, îl voi pune în baie ca să-l folosesc cât mai repede. Le-am așezat aici puțin în spatele meu să le vedeți și voi. Haideți să recapitulăm așa rapid. Am primit 10 mostre din acestea pentru a le face cadou și sunt foarte, foarte curioasă cum vor spune ceilalți cărora le voi trimite că este capsula, dacă le place sau nu. Am primit de asemenea un set din acesta cu orhidee care miroase extraordinar de bine. Sunt foarte curioasă să-l încerc și acum mă voi duce la baie, vă arăt și vouă. Mă voi duce la baie și voi folosi o capsulă din aceasta. Și de asemenea am primit și acest set, care este puțin mai greu pentru că balsamul are 1 litru și aceste 15 capsule. Acesta la altare 550 de mililitri, dar este perfect pentru testare. Scrie că are 18 spălări, vom vedea. Iar acesta scrie pe el că este potrivit la 33 de spălări. Vom vedea de asemenea și acesta cum se prezintă și aceste capsule. Eu sunt foarte, foarte entuziasmată de coletul acesta. După cum v-am spus, nu mă așteptam deloc să-l primesc. Când am văzut mail-ul că primesc coletul, am rămas wow și sunt foarte fericită. Haideți în continuare cu mine să vedeți ce aleg să folosesc și, bineînțeles, pun la spălat acum. Vom pune la spălat acest morman de haine, am niște lenjerii de pat și câteva hăinuțe. Haideți să vă arăt ce folosesc. Voi testa acesta cu orhidee, care miroase foarte, foarte plăcut.
Sunt chiar curioasă cum lasă hainele. Și voi folosi și acest balsam, dar v-am spus, vreau să-l folosesc acesta și fără, ca să văd cum se prezintă. Dar de data aceasta voi pune această capsulă. Vedeți, are 3 locașe pentru detergent, pentru tot ce conține. Haideți să trecem la treabă. Bun, aici este cuva cu rufele pe care vreau să le spăl. Pun această capsulă. Bineînțeles, folosesc și acest balsam. Îl voi pune în locașul pentru balsam. Am dat drumul la mașina de spălat. După cum ați văzut, am folosit această capsulă cu orhidee. Cu miros de orhidee, miroase super bine și acest balsam cu orhidee. Data viitoare vreau să folosesc acest set. Aceste mostre le voi pune deoparte deoarece vreau să le dăruiesc cadou prietenilor. Vedem cum, ce și cum zic și ei despre această capsulă de la Lenor. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like și abonați-vă canalului pentru că eu voi mai reveni cu alte videoclipuri. Pa!